Tehnica de învățare a lui Feynman este eficientă pentru a învăța ceva nou, pentru a aprofunda înțelegerea a ceea ce știți deja sau pentru a vă ajuta să studiați pentru un examen. Primul pas este să alegeți un subiect pe care doriți să-l înțelegeți și să începeți să-l studiați. Odată ce știți despre ce este vorba, luați o bucată de hârtie și scrieți despre acel lucru, ca și cum ați preda ideea altcuiva. În mod ideal, scrieți și vorbiți în același timp, așa cum face un profesor la tablă. Acest lucru vă va face să realizați ce părți înțelegeți și unde mai aveți lacune. Ori de câte ori rămâneți blocat, întoarceți-vă să studiați și repetați procesul până când puteți explica întregul subiect de la început până la sfârșit. Când ați terminat, repetați procesul de la început. Dar de data aceasta simplificați limbajul sau utilizați o analogie grafică pentru a expune o idee. Dacă explicația voastră ajunge să fie prea detaliată sau confuză, probabil nu ați înțeles-o suficient de bine, așa că ar trebui să începeți din nou. Activitatea de a vă gândi la o idee explicând-o este ceea ce face ca această metodă de învățare să fie foarte eficientă. Dacă puteți explica o idee folosind un limbaj simplu, atunci ați înțeles-o profund și vă veți aminti mult timp. Richard Feynman a fost un fizician teoretician de frunte, care a primit un premiu Nobel pentru cercetările sale în domeniul electrodinamicii cuantice. Era renumit pentru că le-a cerut colegilor săi matematicieni să explice diverse concepte într-un limbaj simplu pentru a le testa înțelegerea. Mulțumim pentru vizionare! Consultați și alte tehnici de învățare Sprout, deoarece pot completa metodele explicate în acest videoclip. Vă rugăm să folosiți comentariile de mai jos pentru a ne oferi feedback sau pentru a ne spune care dintre tehnici este preferata voastră.